Așa am lucrat, dragii mei. Haideți să vedem câte dungi de acestea evidențiate, de acestea pe dos, de câte 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Și am mai lucrat încă un singur rând. Și vedeți, semnul pus, eu l-am mutat când și când, deci nu trebuia să mă uit aici jos să văd că aici e fața. Era suficient semnul, la asta m-a ajutat. Haideți să vedem ce dimensiune am obținut noi. Partea aceasta este înălțimea beretei, fără bentița de jos. 19 cm, 19-20. Stați așa, mi-a ajuns exact 20, așa cum am zis. Da? 20 de centimetri. Este suficient, pentru că va mai fi și bentița aceea destul de lată. O voi face de 4-5 centimetri. Și în felul ăsta este suficient. Iar lărgimea, pentru că e beretă, e nevoie să fie mult mai largă decât o căciulă. Că dacă am face o căciulă care să nu fie beretă, deci căciulă pe lângă cap, atunci am avea nevoie de... Pentru un copil, spre exemplu, poate e nevoie de 8-10, de... nu faceți altceva decât să puneți în jurul capului, da? Uitați, și atât ar fi suficient. Da, dar fiind beretă, ia să vă spun totuși dimensiunea unei laturi de acestea. Deci, lucru nu întins la maxim, dar nici strâns, da? Ia să vedem cât are. Din capăt de aici până aici, 76 de centimetri. 77 de centimetri. Pare mult, dar nu e, pentru că dacă la o circumferință a capului de 55-56 de centimetri, deci e aproape 60, încă 10-15 centimetri de lejeritate, fiind beretă. Bun, acum cum procedăm? Avem nevoie să prindem, deci luăm vârful acesta de aici și îl aducem așa. Și vârful din partea astălaltă îl aducem așa. Și aici trebuie să prindem părțile acestea. Dar voi întoarce pe partea cealaltă și vă voi explica de ce. Aici am făcut doar un rând. E un rând și sunt pe fața lucrului, da? Doar un rând, pentru că aici am pornit cu 4 rânduri pe față, iar rândul în care vom coase, vom face o cusătură invizibilă, va fi al 6-lea. Deci 4 cu încă 1 de aici. Da? Se vede 5 și cu cel cu care coasem e al 6-lea. Și ar trebui să ne iasă o bentiță exact cum a fost aici. Și cum facem? Ochiurile de aici le scoatem și le punem pe o altă andrea. Și le-am adus? Da, am adus o altă pereche de andrele. Pentru că vom scoate ochiurile. De aici am lăsat semnul. Trebuie să se deșire cu ușurință. Să recuperăm ochiurile. Și de ce nu mi se deșiră? Nu înțeleg. Scoatem cu ochi dacă nu se poate, dacă nu vrea să deșire. Eu de-aia am vrut și să nu pierdem ochiurile, că e important pentru câte ochiuri avem nevoie de toate ochiurile de aici. Da? Nu, dar nu trebuia să mi se desfacă. Ce și grijă mare, nu pierdem ochiuri. Deci trebuie să le colectăm pe toate. Da? Și îndepărtăm firul. Haideți câți 40 de ochiuri. Recuperăm toate ochiurile de la un capăt la altul. Tăind firul acesta, poți să-l tai și uitați așa. De ce să nu tăiați firul? Și uitați ce ușor să desfaci.
ceva am greșit eu, că ar fi trebuit ăsta să desfacă, să de... de aceea nici n-am făcut cu andrelele, am făcut cu croșeta. N-am tras eu de fir cum trebuie. Adică voi poate sunteți mai pricepute ca mine și vă iese... Și dacă faceți așa, nu-i capăt de lume. Important e să nu pierdeți niciunul de aici. Continuăm. Și am ochiuri pe andrele, am 46 de ochiuri pe partea asta, de unde am început, și am cele 4 rânduri, da? Am scos firul albastru și am 46 pe partea asta, unde am un singur rând. Bun, firul este aici și aducem andrelele. Deci, și cum vine lucru? Vine vârful de aici, îl ducem spre mijloc, da? Uitați, așa. Și vârful ăsta la alt, aducem în partea asta. Și în felul acesta vedeți că andrele sunt față în față. Și asta e lărgimea beretei. Bine, ea va fi strânsă aici, va fi strânsă ca lumea în creștere, vă voi arăta imediat. La final, aici n-am tăiat firul de tot, mi-am băgat firul una, cu vreun metru și jumătate, cam așa. Bun, și cum procedăm? Sper să-mi iasă din prima. Am firul aici în față. Și pentru că n-ați fi avut cum să vedeți exact cum fac pe negru, cumplind părțile din spate, deci vedeți că avem fața lucrului tricotat aici, fața lucrului tricotat aici. Sunt cele două părți pe andrele, una în partea stângă, una în partea dreaptă. Am băgat un fir de ață la culoare în ac. Și cum prindem? Deci, întâi din partea dreaptă luăm un singur fir. Da? Și apropiem lucru. Acum, din partea stângă luăm două fire. Da? Și le dau drumul după Andreea. Deși pare greu, să știți că nu e foarte greu. Acum, cel din partea dreaptă luăm, deci bag tot prin el și îl iau pe următorul din partea dreaptă, da? Și scot acum. Acum. Bine, bun ar fi ochiurile să le dau drumul, ar fi mult mai simplu. Și acum, cel din partea stângă, deci de aici și următorul. Deci unul dinapoi și înainte. Eu îl țin pe Andreea ca să fiu sigură că nu scap ochiurile. Ia să văd eu dacă se vede mai bine dacă scot andrelele. Aici la început și de aceea nu se vede. Deci, îl luăm pe cel din urmă, da? Cel din urmă și înainte. În dreapta. Și am terminat, dragilor, de la un capăt la altul. Uitați, nu se vede extraordinar, dar, de că am lăsat eu, dar se vede bine. Da? Oricum, asta va veni pe partea din spate a beretei. Vezi că nu mai avem nevoie de semn. Acum, trebuie să prindem în creștet. Cum prindem, o să întorc pe dos. Și vom face în felul următor. Nu, pe față. Întorc pe dos la final. Iertați-mă. Doar am mai făcut o beretă, da? Da. Bun. Cum facem? Prindem doar pe partea de suntem pe fața lucrului, da? Pe fața beretei. Doar pe partea unde sunt ochiurile pe față. Deci aici sar tocmai aici. Și prind o buclă. Mergem din coace. Prind o buclă. Doar la ochiurile pe față, da? Doar în dreptul ochiurilor pe față. Doar pe cele pe dos le sărim.
Și așa facem de jur împrejur. Da? Doar la ochiurile pe față. Și astfel facem până ajungem aici, de unde am pornit. Și întoarcem pe dos și strângem bine. Și le-am prins pe toate până am ajuns aici, de unde am pornit. Și aici, uitați, strângem bine. Strângem cât mai bine, grijă să nu rupem firul. Da? Acum, bag prin mijloc și întorc pe dos. Strângem, strângem de fiecare dată, dar fără să rupem firul. Grijă mare. Trebuie să fixăm bine aici în creștet. Dăm de multe ori ca să fim siguri că rezistă. Și gata. Ajunge. Și uitați cum vine în creștet. Perfect. Perfect, perfect, perfect. Deocamdată e așa. Și acum, cum calculăm în continuare? Avem o circumferință a capului 55 de cm. Noi am făcut. Deja știm că în 5 ochiuri avem, în 5 cm avem 10 ochiuri. Avem nevoie pentru circumferința capului 56. Haideți că spun 56, că se potrivește perfect. Deci avem nevoie de 110 ochiuri. Să știți că am spus că am 14 de acestea, 14 cu 14, 28. 28 și cu 28 fac 56. Vedeți ce bine s-a potrivit? Și acum luăm andrele. Și o să iau andrele mai subțiri, pentru că bentița vreau să stea fixă. Deci am lucrat cu andrelele astea, voi face bentița, deci cu 3,75 cu 3 bentița. Luăm firă. Așa. Și vom scoate ochiul. Deci eu am 28 de dungulițe, deci calculați câte, de câte ochiuri aveți nevoie pe fiecare dungulițe. Eu am 28 de dungulițe de acestea. 28 ori 4 egal cu 110. Dacă e 56 și cu 56, nu, 112, pardon, că am zis 56, 112. Da? Deci am 56 de centimetri circumferința capului, am nevoie de 112. Deci revenim la calculul inițial. Da? Bun. Deci am nevoie de 112 și vedem de câte ochiuri avem nevoie pe fiecare secvență ca să scoatem, ca să fim siguri că la final ne merge bine pe cap. Și pentru că vreau să aibă ținută, fac o mandrea puțin mai mică ca să aibă ținută, să stea fixă pe cap. Pentru că ea va ieși elastică. Și o vom face și dublă. Adică dacă vrem de 5 cm, trebuie să o lucrăm de 10. Pentru că o vom îndoi. Se așează mult mai bine. Da? Deci eu am nevoie de câte 4 ochiuri la fiecare secvență de aceasta. Și voi face cum am pus. Deci am nevoie de 4 ochiuri aici la fiecare. La primul e. Deci 1, 2, 3, 4, la dunga asta, la următoare la fel. Deci am nevoie de 4. 1, mă duc pe mijloc aici și mai scot încă 1, 2, 3, 4.
Da, îi scot în aceeași, o să încep să lucrez de la rândul următor, unui pe față, unui pe dos sau ce fel vreau. Deci, patru am nevoie aici. 1, 2, 3, 4. Și cu Andreea mai mică decât cea cu care am lucrat restul beretei. 1, 2, 3 și mă duc aici, dedesubt, și mai scot încă unul, că am nevoie de 4. 4 în dreptul fiecare. Atâtea am eu nevoie pentru circumferința capului și cu firul cu care lucrez eu. Voi faceți propriile calcule, da? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Și așa facem până la final. Da? 1, 2, 3, 4. În dreptul fiecarei dungi. Și la final, dacă le numărați, veți vedea că voi veți avea 112, 112 ochiuri, dacă faceți exact cum am făcut eu. Da? Continuăm și apoi lucrăm un ochi pe față, un ochi pe dos, elastic de 10-12 cm. Dus întors și cu cusătură la spate, ca să fie mai ușor, mai simplu. Și am luat ochiurile de la un capăt la altul și acum avem de ales să lucrăm dus întors sau să lucrăm circular. Dacă lucrăm circular, trebuie să schimbăm sensul ochiurilor la fiecare rând. Deci un ochi pe față, unul pe dos. Unul pe față, unul pe dos. Unul pe față, unul pe dos. Unul pe față, unul pe dos. Faceți cum vă place, cum credeți că vă vine mai ușor. Și dacă e o mică cusătură la spate, aici, am pornit exact din dreptul de unde e și încheierea de rând, unde se vede foarte puțin ca să vină în parte din spate. Da? E bine oricum. Important e să faceți bucata lată și să, în momentul când o dați în două, să fiți mulțumiți de lățimea ei. Trebuie măcar de 4 cm. 4, 4 și cu 4, 8. Măcar de 8 cm trebuie lucrată bentița. Da? Deci, dos, față, dos, față, dos, față. Să știți că eu sunt tentată să lucrez circular pentru faptul că am andrele cu lesa destul de mică și mi-ar permite. Și chiar dacă n-ar fi, scoatem firul de undeva de aici și se poate lucra și circular. Dar cred că voi lucra totuși dus întors. De ce? Pentru că se lucrează mai ușor și nu trebuie să răsucite ochiurile. Da? Faceți cum credeți că vă vine mai bine. Și astfel lucrăm. Unde avem ochi pe dos, lucrăm pe dos. Unde avem pe față, lucrăm pe față. Cine a mai tricotat știe ce înseamnă bentiță elastică. Un ochi pe față, un ochi pe dos. Și am lucrat, dragilor. Uitați, un ochi pe față, un ochi pe dos. Cu andrelele acestea care sunt puțin mai subțiri decât celelalte. Ia să vedem câți centimetri am lucrat eu. Aproape 10. 9 cm și jumătate. E suficient. Ar mai trebuia un rând ca să am 10 cm. Dar eu zic că ajunge pentru bentiță. Uitați. E suficient. Bun. Cum procedăm ca să închidem? Vedeți că am lucrat dus întors, m-am uitat la un film și lucrez mai ușor dus întors, nu mă uit la televizor. Și facem în felul următor. Dar avem grijă să potrivim. Deci luăm un ochi de aici, punem și scădem. Da? Trebuie să prindem. Prindem amândouă. Lejer, nu strâns. Acum. Două de aici. Da?
Acum, din nou, luăm unul de aici. Și scădem. Dar lejer, ca să aibă elasticitate în momentul când merge, când se pune pe cap, da? Unul de aici, deci cu firul, unul de aici. Vedem. Avem grijă să le potrivim, da? Deci de aici și cu ochiul acesta, eu sper că se vede, da? Și cu ochiul acesta le scădem prin amândouă. Acum, îl punem înapoi și cu unul de pe Andreea. Și scădem. Acum, din nou, agățăm un fir de aici. Pare el puțin mai greu, dar nu e capăt de lume. Am prins de jos și cu ochiul acesta scotem prin amândouă. Acum de aici de sus, de pe Andreea, două. Aducem din spate. Da? Încercăm să păstrăm de pe Andreea, să nu rămânem în urmă sau să o luăm înainte, da? Ca să păzești. Și uitați, are elasticitate. Și pe față se vede foarte bine, că nu influențează cu nimic. Deci, odată scădem două acestea și unul de aici, odată luăm fir de aici din spate, dar avem grijă, deci ne uităm să le potrivim, să nu ne ducem nici stânga, nici dreapta. Și în felul acesta închidem până la capăt, coasem aici, facem o cusătură invizibilă și terminăm bereta noastră. Uitați ce frumusețe! Și gata, dragii mei! Am încheiat, încheind în felul ăsta. E margine elastică, nu-i țeapănă. Se așează perfect, după cum vedeți. Deci dacă o așezați așa, ea trebuie să pice perfect, să nu fie aici încrețită. Faptul că e marginea făcută dublă are stabilitate, nu alunecă de pe cap. Bereta, uitați ce frumuseți! O splendoare! Este perfectă! V-am spus, dacă lucrați cu un fir asemănător cu cel cu care am lucrat eu, se potrivește pentru o circumferință a capului de la 54-55 până pe la 58 de centimetri. E perfect! Dacă o vreți mai lăsată pe spate, puneți mai multe ochiuri atunci când începeți. Nu începeți cu 46, începeți cu 50, dacă o vreți mai lăsat. Dar eu zic că este suficient, așa, după cum ați văzut și în pozele de la început. Manechinul, circumferința capului manechinului meu este de 54. Și ați văzut că se așează foarte, foarte bine. Dacă e un cap mare, ce știu, cu circumferință de 60-62 de centimetri, atunci da. Dar în rest e foarte bine așa. Dacă vreți să lucrați pentru copilași, puneți mai puține ochiuri, puneți, de exemplu, pentru o fetiță de 8-9 anișori. Vă dau un exemplu, pentru circumferința capului mai mică, în jur de 50. Puneți doar 40 de ochiuri și lucrați, nu 14 cum am făcut eu, faceți doar 10-12 rânduri de aceste evidențiate. Și va ieși perfect. Puteți măsura apoi. Aveți căciulă la îndemână, aveți fetița la îndemână. Eu zic că a ieșit o beretă foarte frumoasă, sunt sigură că voi vedea multe astfel de berete pe grupuri. Abia aștept, sunt foarte încântată de reușită. Eu vă pup, vă îmbrățișez cu tot dragul din lume. La revedere, dragilor, pe data viitoare! Vă pup!